Noi oamenii suntem mai puțin înțelegători unii cu alții decât este Hristos cu noi. Nu-i se pare ciudat? Hristos știe ce e în om, ar trebui să știu și eu. Vorbeam cu cineva și îi spuneam, cum fabricăm noi în biserică ipocriți? Că asta facem foarte bine. Nu numai noi aici, toți suntem experți. Haideți să vă spun cum. Când cineva are curajul să se deschidă și să spună un eșec, o problemă, cei care îl ajută, imposibil printre ei să nu ai pe cineva. Cum ai putut să faci așa ceva? Ca și cum respectivul e mai bun. Vrei să spun ceva? Nu ești mai bun cu nimic, ești doar mai orb. Spuneam cuiva, orice mi-ai spune tu de viața ta, orice păcat mi-ai spune că ai făcut, nu mă surprinzi. De ce? Pentru că știu ce e în inima mea. Știu ce pofte se zbat aici, știu ce tentații se zbat aici, știu ce nenorociri se zbat aici și dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, aș cădea într-o grămadă de lucruri. Poate nu sunt la fel de slab ca tine în domeniul ăla, dar sunt în altele 10 mai slab ca tine. De aceea la care face, cum ai putut? Dar trebuia să faci așa. Vreau să spun, eu orb, nu s-a privit niciodată în oglindă. Hristos spune că are milă de slăbiciunile noastre. De ce? Pentru că aprobă păcatul? Nu. Pentru că nu urăște păcatul? Ba da. Dar pentru că este complet empatic. El știe luptele noastre și sinceritatea noastră în aceste lupte, bineînțeles. N-avem un mare preot care să n-aibă milă. Dragul meu, te-ai întrebat vreodată când a fost ultima dată când ai avut milă de slăbiciunile celui de lângă tine? De căderile lui? N-are nevoie de sabia ta să-i tai capul. Într-adevăr, unii au nevoie de nuia. Cine? Ăia care trăiesc în păcat și în nepăsare și sunt și plini de tupeu. Ăia au nevoie să fie mustrați aspru, dar nu cel care este zdrobit. Nu ăla. Cel care este zdrobit de starea lui, se luptă, ăla are nevoie să ai milă de slăbiciunile lui, pentru că și tu ai slăbiciuni. Iar dacă te întreb ce slăbiciune am, asta e cea mai mare slăbiciune. Ești orb complet.